În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a sfințit astăzi biserica de lemn a schitului Cireșoaia din județul Bacău. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfântului Efimie cel Mare și Sfântul Gheorghe Pelerinul de la Barati, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului. Amin. Și a Sfântului Duh. Ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre jertfa înaintașilor, precum și despre cum putem să contribuim și noi la ceea ce ei au clădit. Mulțumim sfinților și eroilor a căror duhuri au venit cu noi în chip nevăzut și slăvesc împreună cu noi pe îngerii și sfinții care sunt prietenii lui Dumnezeu, lăudându-L pe Cel care este Domnul istoriei, Creatorul cerului și al pământului, Dumnezeul nostru. Ei bine, toate acestea se vor slăvi dacă și noi adăugăm contribuția noastră omenească la evlavia înaintașilor, la jertfa eroilor și la sfințenia sfinților, a căror suflete sunt în mâna lui Dumnezeu și au devenit prieteni și casnicii lui. Despre istoria acestor locuri, despre ceea ce s-a întâmplat aici, mai ales în conflagrațiile mondiale, unde noi ne-am statornicit și ne-am statuat ceea ce trebuie să fim noi în contextul popoarelor Europei, toate acestea le-am așezat într-un hrisov pe care Părintele Secretar Eparhial l-a întocmit împreună cu noi și l-am semnat ca să fie o pagină de istorie a acestui așezământ și a acestui loc binecuvântat de Dumnezeu. Apoi, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în altarul de vară al schitului și la final a săvârșit un parastas pentru soldații români căzuți în august-septembrie 1917, în încercarea de a recupera pozițiile strategice ocupate de trupele germane și austro-ungare. Muntele Cireșoaia, unde mii de ostași și-au jertfit viața pentru ca noi să fim astăzi liberi. Mănăstirea și schitul Eftimie cel Mare este o mănăstire cu viață duhovnicească, o mănăstire cu tradiție, unde sihaștrii de odinioară și-au dus viața și au aprins candila. Și candela este aprinsă permanent și prin pomenirea eroilor pe care facem de fiecare dată. Iată, eroii sunt aproape 10.000 de eroi care au trecut pe aici, când au spus că pe aici nu se trece, iată, de la Cireșoaia la Oituz, de la Oituz spre Măgura, aici a fost un altar de jertfă pentru neamul românesc. Schitul Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare a fost înființat în data de 1 ianuarie 2000 în Târgu Ocna, la punctul numit Cireșoaia, în partea de vest a cartierului Poieni. Este o biserică în stil maramureșean, făcută de meșteri din Bârsana. O parte fiind donată de un credincios, un frate credincios, și restul prin contribuții de la creștini pe Valea Trotușului. Mulțumim Dumnezeu pentru harul revărsat asupra bisericii noastre și asupra noastră a tuturor. Dorim tuturor sănătate și bucurii și le mulțumim pentru ceea ce fac pentru casa lui Hristos. Starețul schitului a primit crucea moldavă, iar preotul slujitor a fost hirotesit iconom. Ierarhul a oferit distincții și ctitorilor, precum și reprezentanților statului major al forțelor terestre și brigăzii 61 vânători de munte. Ca semn de apreciere din partea șefului statului major al forțelor terestre de la București, în al preasfințitul părinte Ioachim a primit emblema de onoare.